Este sezonul sărbărilor în toate grădinițele și școlile din țară. Antrenați de educatoare, unii copii se pregătesc câteva luni bune pentru aceste zile de sărbătoare. Pentru un succes garantat, programul trebuie să conțină neapărat poezii și colinde, dar și un decor spectaculos. Și elevii din Comuna Cireș au pregătit un spectacol cu ocazia Sfântului Nicolae. Copiii îmbrăcați de sărbătoare urcă optimiști pe scenă. Fiecare mișcare trebuie să fie perfectă. Părinții îi fotografiază mândri și le numără fiecare pas. Copiii au susținut un spectacol de colinde cu ocazia Sfântului Nicolae, iar cu această ocazie ajutorul moșului, primarul Doru Țârlui, le-a oferit cadouri celor mici. Ca aproape la fiecare sfârșit de an calendaristic, în preajma sărbătorilor de iarnă, se aud glasuri cristaline de copii care urează de bine pentru noul an sau care colindă minunatele colinde de Crăciun. Magia sărbătorilor de iarnă se simte cel mai bine prin ochii de copil. Așteptarea moșului reprezintă un moment de neuitat pentru fiecare copil. Elevii Școlii Generale 1-8 Cireșul au întâmpinat pe mesagerul moșului cu sărbări pline de momente creative, jocuri și bucurie. Primarul Comunei Cireșul, Doru Țârlui, a pus mereu pe primul loc educația copiilor. Tocmai de aceea îi răsplătește de fiecare dată când are ocazia. Copiii s-au bucurat de fiecare moment, au spus poezie, au cântat și au dansat. Au fost actori buni în rolurile pe care le-au primit și astfel au reușit să ofere spectatorilor cele mai frumoase și savuroase momente. Emoțiile le-au revenit părinților, care cu lacrimi în ochi au aplaudat necontenit și s-au bucurat de dezinvoltura și creativitatea micuților lor.